Salutare și bine v-am regăsit pe evomag.ro. Revenim în domeniul dispozitivelor mobile, sau mai bine zis, în domeniul smartphone-urilor, cu un reprezentant al unui brand, ce mie uneia mi s-a părut întotdeauna că oferă una dintre cele mai bune rapoarte dintre prețul și calitatea handset-urilor comercializate de către oricare producător de pe piață. Este vorba, desigur, despre Xiaomi și al său Xiaomi Redmi Note 3. Redmi Note 3 a apărut spre finalul anului trecut și continuă să fie unul dintre cele mai bine văzute modele Xiaomi. Dispozitivul aduce upgrade-uri destul de importante predecesorului său Redmi Note 2, însă nu îl înlocuiește, cele două modele fiind mai degrabă complementare. Printre upgrade-urile mai importante putem număra astfel carcasa metalică, un acumulator de capacitate mai mare, flash-ul LED dual tone și un senzor de amprentă. Corpul metalic al Xiaomi Redmi Note 3 îmbunătățește manevrabilitatea liniei Redmi Note și estetica handset-ului de astăzi. Senzorul de amprentă deblochează ecranul mai rapid decât o parolă, iar bateria îl ține funcțiune o perioadă mai lungă, iar procesorul octa-core MediaTek Helio X10 la 2 GHz promite să ofere un nivel de performanță foarte asemănătoare cu cea a unui adevărat flagship. Alte specificații care cred eu că merită să fie menționate pentru a întregi imaginea despre acest model sunt display IPS cu diagonala de 5.55 și rezoluție Full HD, chip video PowerVR G6200, camera foto principală de 13 megapixeli cu posibilitatea înregistrării de fișiere video la rezoluția Full HD și 30 de cadre per secundă, 16 sau 32 de giga spațiu de stocare intern, însă din păcate fără opțiunea de extindere cu ajutorul unui card microSD, Dual SIM, compatibilitate cu standardele Wi-Fi N și AC, GPS și 4G LTE. Avem și funcție de anulare a zgomotului de fundal, iar acumulatorul de 4000 mAh are funcție de încărcare rapidă. În timpul celor câteva zile de utilizare care au dus la realizarea acestui clip, pot spune că ecranul Xiaomi Redmi 3 m-a surprins plăcut cu imagini foarte clare și culori plăcute, întocmai ca și predecesorul său, cu care pare că împarte această specificație, iar o ajustare a temperaturii de culoare utilizând aplicația dedicată pare că reușește să aducă un colorit și mai bogat, de aceea vă sfătuiesc ca după achiziționarea acestui model de smartphone să încercați să ajustați după propriile preferințe respectiva setare. Durata de viață a bateriei în testul nostru de utilizare mixtă cu luminozitatea ecranului setată la jumătate, funcția Wi-Fi pornită și funcția Bluetooth activată a permis utilizarea Redmi Note 3 pentru aproape 2 zile cu câteva zeci de minute de convorbiri și aproximativ o oră de streaming video plus gaming ocazional pe zi sau o zi de utilizare intensivă, astfel încât, indiferent de scenariul de utilizare și de tipul de utilizator, smartphone-ul va rezista cu brio la orice tip de însărcinare. Interfața grafică a aparatului este denumită MI UI și se bazează desigur pe Android, noua versiune preinstalată pe Xiaomi Redmi Note 3, fiind conform declarațiilor producătorului, cu până la 30% mai rapidă, salvând în aceeași timp cu până la 10% în plus mai multă baterie. Personal, nu îmi pot da cu părerea în ceea ce privește aceste specificații, deoarece pentru mine interfața telefonului Xiaomi a fost întotdeauna cât se poate de cursivă, derulându-se întotdeauna fără probleme la orice alt model testat anterior. În orice caz, noua versiune aduce câteva funcții în plus destul de interesante, cum ar fi Baby Album, Child Mode, noi teme și un mod Auto Do Not Disturb, menținându-se, așa cum spuneam, stilul caracteristic și ușurința în utilizare. Ca de obicei, customizarea sistemului de operare este realizată în adâncime, Xiaomi înlocuind toate pictogramele, incluzând pe cele ale serviciilor Google, pe care alți producători le lasă de obicei neatinse. Nu există în interfața standard MIUI o secțiune dedicată tuturor aplicațiilor instalate, absolut orice instalație este afișat pe desktop, însă asta se poate rezolva ușor cu ajutorul unor foldere sau instalarea unui launcher de pe Google Play Store. Există o diferență între cele două variante de Xiaomi Redmi Note 3, respectiv cea de 16 GB este dotată doar cu 2 GB de memorie RAM, iar cea de 32 de GB dispune de 3 GB de memorie RAM pe lângă procesorul octa-core de 2 GHz și chipul video PowerVR G6200 ROG, sample-ul nostru de review fiind cel cu 3 GB de RAM. Acesta fiind zise, vă invit să urmărim cele câteva teste pe care vi le-am pregătit, după care revenim cu câteva concluzii și partea de final.
Așa, după cum ați putut vedea, procesorul Helio X10 inclus în Redmi Note 3 și chipul grafic de la PowerVR sunt o alegere foarte fericită care se pot descurca foarte bine cu orice task atât în viața reală, cât și în testele și benchmark-urile sintetice, astfel încât cred că atât fanii Xiaomi, cât și cei ce vor achiziționa acest smartphone din curiozitate sau din alte motive, vor fi cât se poate de mulțumiți de alegerea făcută. Nu am putut să ne observăm, așa cum spuneam încă de la început, că Xiaomi Redmi Note 3 este o variantă ușor upgradată și parcă mai arătoasă a Xiaomi Redmi Note 2, cele două smartphone-uri având aceleași specificații hardware și dimensiuni generale, astfel încât dacă vă doriți un smartphone cu aproape aceleași specificații ca cele ale modelului de astăzi, minus corpul metalic, senzorul de amprentă și bateria îmbunătățită, atunci puteți merge fără probleme și pe respectiva versiune. Atât Xiaomi Redmi Note 3, smartphone-ul prezentat astăzi, cât și varianta mai ieftină Xiaomi Redmi Note 2, sunt în momentul publicării acestui clip disponibile în oferta magazinului nostru online evomag.ro, iar eu voi integra la finalul acestui clip link-urile necesare pentru ca dumneavoastră să le puteți găsi mai ușor în site. Asta este tot pentru astăzi, nu uitați să ne oferiți un like și un share, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, iar eu vă spun până data viitoare, toate cele bune!